Păi, spre numerică, e egal cu 170 împărțit la 15, paranteză 2 plus 9. Rezolvăm paranteza asta, 2 plus 9 fac 11, deoarece 170 imediat împărțit de la 15, 170 împărțit la 15, rezultat se mulțește cu 11. 170 fac 34, 5, 5 ori 4, 20, 3 ori 5, 15 și cu 2, 17. Deci 170. Aici am făcut. Și o să vină 170 ori 15 ori 11. Fac 34 ori 5, ori 5 ori 3, ori 11. Se duce asta cu asta, 34 ori 11 pe 3. 34 ori 11 egal 374. Vine 4, 34, aici e 4, 3, 374, supra 3. Deci expresia e egal cu 124 ori 3 plus 2 supra 3, 124 împărțit. Deci, este 124 ori 3, 374 egal cu 124 ori 3 plus 2 și împărțit la 3. Ăsta 3 cu 3 vine 124 de întregi și 2 treimi, număr mixt, ori 2 treimi. Da? Asta am vrut să spun. 23066, 124,66. La fel, exercițiu simplu, dar este benefic să-l luați cap coadă. 374 împărțit la 3, deci 3 ori 1, 3, 7, 3 ori 2, 6, minus 6, 44, 3, 12, rămâne restul 2. 374 fac 124, 3 plus 2. Ăsta se duce 124 în 3 și 2, 3, ca număr mixt. Sau 124,66, cât 2 pe 3 fac 0,6 perioadă. Aceeași problemă, expresii, deci calculul numeric nu trebuie neglijat. Ai impresia că ești as în el, dar când te apuci să lucrezi, până te încălzești mai faci o leacă de, să spun așa, gafe. După ce lucrezi mai mult, să-i da mâna, nu o să mai faci, adică să fii stăpân pe ele.